din 2014, din 15 iulie, mai precis, când m-am prezentat în Parlamentul European, e o dată pe care nu ați ținut-o minte dumneavoastră, dar am ținut-o minte eu. Am spus, deci, din acel prim moment că România, sub mandatul comisiei pe care eu o conduc, trebuie să facă parte din spațiul Schengen. 15 iulie 2014. De atunci pledez ca România să devină parte din spațiul Schengen. Și mi-aș fi dorit să putem obține asta înainte de finalul mandatului acestei comisii. Și spun asta din motive de ordin general, dar și din motive specifice pentru România. Însă doresc să atrag atenția. Și este o observație nu neapărat către președinte, ci către Guvernul României și către Parlamentul României. Nu trebuie pus în pericol acest lucru prin luare de distanță față de principiile statului de drept. Și dorința mea din inimă ar fi ca în România, înainte de președinția României, să se ajungă la un consens național asupra statului de drept, luptei împotriva corupției. Este necesar acest lucru, pentru că altfel comisiei îi va fi greu să adopte în acord recomandările specifice pentru fiecare țară în ceea ce privește spațiul Schengen. Sperăm ca zona Schengen să se extindă și România să facă parte din ea și sprijinim procesul de extindere al zonei Schengen. Deci, haideți să păstrăm angajamentul și sprijinim și cele spuse de către Jean-Claude Juncker astăzi, respectiv că ar trebui să facem primul pas prin deschiderea aeroporturilor înainte de alegerile din 2019.